Vremea se schimbă radical. După codul galben de nisor și viscol, temperaturile încep să crească. La finalul săptămânii vor ajunge, atenție, până la 27 de grade Celsius. În legătură directă cu noi este doamna Elena Matescu, director general ANM. Mulțumesc, doamna Matescu, pentru intervenție. Unde se vor înregistra 27 de grade? Bun găsit! Vorbim în special de regiunile extracarpatice, cu precădere în partea de vest, sud, a țării, acolo, într-adevăr, este posibil să ne apropiem de pragul unei zile de vară 25 de grade Celsius, posibil ușor peste. Până atunci însă, așa cum ați menționat și dumneavoastră, temperaturile vor fi în creștere de la o zi la alta. Mâine contăm pe valori între 12 până la 17 grade, miercuri deja vorbim de 12 până la 20 de grade, pentru ca joi și vineri, deja 22-23 de grade, inclusiv în capitală, va fi posibil în a doua parte a acestei săptămâni să consemnăm o maximă de 22-23 de grade. Mâine dimineață, minime negative, minus 7, minus 6 grade în estul Transilvaniei, 10-11 grade în sudul Banatului, de asemenea o minimă coborâtă și în capitală, 3-4 grade, dar treptat și minimele vor mai câștiga câteva grade. Vorbim însă și de intensificări ale vântului, care rămân în continuare de interes, mai ales în zona montană a Carpaților oriental și meridional, acolo unde rafalele vor putea depăși în continuare 80-90 de km pe oră, dar și în zonele mai joase de relief cu 55-60 de km pe oră.